ales târgul de la Crăciun, de la Romexpo, întrucât am participat și la alte târguri. Lumea este deschisă către nou, către artă. Încurajăm întotdeauna creativitatea. Practic, noi ne ocupăm cu un concept nou. Este vorba despre pictură pe numere. Fiecare tablou este împărțit într-o schiță cu cifre, cifră cu număr corespunzător schiței. La final, fiecare tablou va prinde contur. Este o idee foarte bună de a te recrea, de a te relaxa, atât pentru adulți cât și pentru copii. În special în această perioadă de Crăciun, este o idee inedită. Am participat anul acesta cu produse din ceramică, globuri din sticlă, pictate manual. Marfa noastră este din Polonia. Pot spune că aducem ceva nou. Brazii noștri deja decorați, foarte frumoși, făcuți de o bătrânică, ca să spun așa, din Polonia. Globurile, la fel, sunt pictate de doi bătrânei care au atelier la ei acasă. Ceramica noastră, care poate fi folosită și ca lampă în același timp și e foarte frumoasă pentru decorarea casei. Clar, globurile pictate manual sunt cele mai căutate și aici la târg și la noi la Pitești, de unde suntem. E prima oară când am venit la târgul de la Romexpo, avem fete de mese, cuverturi de pat, perne, halate de baie, accesorii de baie, papuși de casă, prosoape de bucătărie. Cuverturile de pat și fetele de mese sunt țesute și brodate, sunt tratate antipată, vin din Provence, suntem importatori din Franța. Avem și prosopele și săpunele cu lavandă, săpulezi pentru dressing-uri, depinde de ce căutați. Toate sunt pentru cadouri de Crăciun. Cele mai căutate produse au fost cele brodate, seturile de masă, în special cele cu roșu pentru Crăciun, seturile cadou, coșulețele cadou, incluzând prosoape de bucătărie, accesorii agățătoare. E o experiență frumoasă, având în vedere că am venit prima oară, probabil o să venim și la anul și la alte târguri. E o atmosferă de Crăciun. Sperăm să venim și la anul și peste câțiva ani. Actually, this is the first time for us baking on this fair, and it's a nice Christmas items. Of course, the first 2 days there's not so many visitors, but we expect much more for the weekend. Actually, the first item for us is the Christmas trees, artificial Christmas trees. We have 5 sizes. We are producers for these trees, and we also do some decoration stuff. We also import this and we also make a distribution for this in the region. Suntem producători, suntem o firmă nouă înființată în anul 2016, dar noi facem meseria asta din bunici și străbunici, mama mea și îndrumătorul nostru. Mi-a dat o idee și am zis că haide să dezvoltăm, să ducem mai departe tradiția, să încercăm să o dezvoltăm, să o promovăm și să facem cunoscut portul popular și în special cămașa cu elemente tradiționale românești din zona Transilvaniei, tocmai de aceea se numește și cămașa transilvaniană. Și sunt lucrate cu foarte multă dragoste și cu multă migală și răbdare. Avem diferite produse, cămăși populare, cusute cu elemente populare tradiționale din bumbac, cusut cu bumbac sau incusut cu mătase, sau avem așa bumbac, cusut cu mătase. Este prima participare a noastră la un târg de profil. Firma abia s-a lansat, produsele noastre sunt tinere pe piață, dacă pot să spun așa. Oferim rame cu un kit de amprentare a lăbuței animalelor și tricouri din bumbac organic pentru iubitorii de animale.
Ca participare, v-am spus, este prima dată. Vedem și noi acum cum se sparge gheața în domeniu și ne bucurăm că Romexpo ne-a oferit acest prilej de a ne expune produsele în cadrul târgului cadourilor de Crăciun. Avem niște rame foarte drăguțe cu un kit de amprentare a lăbuței cățeilor. Poate fi folosit și pentru alte animale, dar noi l-am testat pe căței și funcționează foarte bine. Inovator este kitul în sine de aprentare, pentru că el este fără să intre în contact animăluțul cu cerneala pe care o folosim pentru amprentare. În cadrul târgului participăm cu alternative sănătoase de machiaj, organic, mineral, și în același timp cu alternative botanice pentru parfumurile de brand. Avem în exclusivitate pentru România gama Eden Perfumes. Este un brand din Marea Britanie. Este o afacere mică de la malul mării din Brighton, de familie, o familie pasionată de, pe partea de parfumuri. Și practic oferim o alternativă sănătoasă de frumusețe tuturor femeilor și nu numai, pentru că în gama de parfumuri avem atât feminine cât și masculine. Pentru că e și specificul de sărbători de Crăciun, seturile cadou cu siguranță au fost cele mai căutate, atât pe partea de machiaj, unde avem atât de față cât și pentru ochi, să spun așa, dar și pe partea de parfumuri, unde avem seturi accesibile și în același timp unisex, adică și pentru femei și pentru bărbați.